ziua, dragi elevii clasei 11! Bine ați venit la o lecție de limba și literatura română din instituțiile cu predare în limba minorităților naționale. Urmăriți imaginile alăturate și explicați. Ce vă impresionează mai mult? Sculptura, tabloul sau opera literară? Ce vă sugerează fiecare dintre obiectele de artă reprezentate? Ce obiecte de artă, sculptura, tabloul, cartea vă oferă mai multă informație, mai multe idei, gânduri, trăiri, sentimente? Ce rol atribuiți cărților, lecturii în instruirea voastră? Vă gândiți și scrieți. Cu siguranță suntem mai bogați cu noi și noi experiențe odată ce am inclus în viețile noastre cartea. Arghezi spunea că singurul bun pe care îl poate lăsa urmașilor este cartea, în care s-a adunat experiența strămoșilor. Cartea mea-i, fiule, o treaptă. Așează cu credință căpătâi. Ea e hrisovul vostru cel dintâi. Într-o lume în continuă mișcare, cartea poate să devină fâșie de pământ de care avem nevoie. Tu, eu, fiecare dintre noi. Gură de oxigen pentru viața interioară, această comoară neprețuită a tuturor timpurilor se va deschide, treaptă cu treaptă dezvăluind un evantai de vise, de imagini, descoperind înaintea ochilor celui avid de cunoaștere lumi nebănuite. Ascunse celui care ezită sau amână lecția curajul de a descoperi. Pentru a crea o carte este nevoie de inspirație. La lecția precedentă ați descoperit creația lui Grigore Vieru, dar care totuși sunt izvoarele de inspirație ale marelui poet. Dacă observați, folclorul la el a făcut școala primară și cea medie. Eminescu, la el a făcut universitatea, se află sub zodia stelei lui Eminescu. Un izvor la care se întoarce permanent Grigore Vieru este, cum subliniază critica, Eminescu. Legământul lui sacru cu opera marelui înaintaș are semnificația unui gest de confesiune plină de respect. Astăzi vom sorbi din izvorul nesecat legământ de Grigore Vieru. Deci, astăzi la lecție, veți utiliza lexicul învățat respectând reperile propuse. Veți selecta din text informație cheie. Veți răspunde la întrebări. Veți completa fișa de lectură. Veți formula concluzii la subiectul lecției. Pentru început, explicați cu ajutorul dicționarului sensul cuvintelor. Puteți accesați Dex Online. Deci, sensul cuvintelor legământ, slovă, bucium. Deci, legământ, promisiunea solemnă prin care cineva se obligă să realizeze ceva. Situație dintre persoane sau dintre comunități care ajung să se înțeleagă asupra unui lucru. Înțelegere, învoială. Bucium, instrument muzical desuflat în formă sub unui tub conic, lung până la 2 metri și jumătate, făcut din coajă de tei, din lemn sau din metal și folosit în special de ciobani și de oameni de la munte, mai ales pentru chemări și semnale. Slovă, litera chirilică, scriere, alfabet, scrisul cuiva cu caracteristicile lui după care poate fi identificat, știință de carte, învățătură. Din slavonă, slovo. Deci, vă rog să scrieți sinonimele cuvintelor. Legământ, promisiune, făgăduială, jurământ. Клятвенное обещание. Бучум. Frământare. Бучум, сунет. Збучум, frământare, неліниште, îngrijorare.
miez, mijloc. A dovedi, sinonimul a reuși. Cred că ați reușit să scrieți cuvintele. Să exersăm. Scrieți familia lexicală a cuvintelor. Apoi alăturați propoziții, alcătuiți propoziții cu un șir de cuvinte. Legământ, zbucium. Alcătuiți propoziții folosind îmbinări de cuvinte, cu sens propriu și cu sens figurat. Miez de nucă. Miez al vieții. Alcătuiți o povestire utilizând cuvintele legământ, miez al zilei, zbucium, slovă. Nu uitați să folosiți structurile învățate la lecțiile anterioare. În continuare, vă propun să audiați poezie declamată de Ion Ungureanu. Legământ lui Mihai Eminescu. Știu, cândva la miez de noapte, ori la răsărit de soare, stinge-mi s-or ochii mie tot deasupra cărții sale. Am să ajung atunci, poate, la mijlocul ei aproape, ci să nu închideți cartea ca perecile împleoape, să o lăsați așa deschisă, ca băiatul meu ori fata să citească mai departe ce n-a reușit nici tata. Iar de n-au să auză dânsii al străvechii slove bucium, așezați-mi-o ca pernă cu toți codrii ei în zbucium. Vă rog să mai citiți și voi încă o dată poezia și să vedeți care este starea sufletească a eroului liric. Cu siguranță ați observat și voi că este o confesiune sinceră, un testament spiritual lăsat urmașilor. După lectura poeziei, vă rog să răspundeți la întrebări. Cum credeți, de ce eroul liric este atât de sigur că în ultima clipă a vieții va fi cu o carte de-a lui Eminescu în față? Explicați scrierea cu majusculă a cuvântului sale. Cred că o să înțelegeți că este vorba despre respectul față de opera poetului Eminescu. Spuneți care este dorința de pe urma a poetului. Care sunt versurile ce confirmă că scrierile lui Eminescu sunt cărți de căpătâi pentru Grigore Vieru. Cui va rămâne această carte? În caz că urmașii nu știu să-l prețuiască pe Eminescu, ce rugăminte are eroul liric? Ce valori promovează textul? Dragi elevi, din poezie este evident că înțelepciunea este o valoare primordială. Grigore Vieru, prin creația sa, ne oferă un suport imens pentru formarea unor valori veridice și opinii corecte față de aceste valori într-o societate. Citiți încă o dată poezia. Găsiți în poezie cuvintele: știu, recile, băiatul, să citească, așezați, zbucium și propuneți câte un sinonim pentru cuvintele știu, recile, băiatul, să citească, așezați.
propuneți cât e un antonim pentru cuvintele noapte, stinge, deasupra, închideți, recile. Includeți două perechi de antonime în enunțuri. Cred că v-ați descurcat de minune. Selectați în poezie verbele în două rubrici, îndemn și presupunere. Verificați răspunsurile. Îndemn, să nu închideți, să lăsați, așezați-mi. O să găsiți în poezie presupunere, s-or stinge, am să ajung, să citească. Selectați din fiecare strofă cuvinte cheie. Includeți în enunțuri cuvintele selectate. Explicați utilizarea cratimii în ortogramele. Stinge-mi, sor, am să ajung. Așezați-mi. Cred că v-ați adus aminte că formele verbale universale, inversate, se scriu prin cratimă. Forma populară prescurtată a verbului la timpul viitor, forma verbului plus pronume personal la cazul dativ. Grigore Vieru este un poet al valorilor spirituale perene. În mare parte, el și-a păstrat demnitate și verticalitatea închinându-și atenția spre Eminescu. Una dintre extraordinarele sale poezii este Legământ, dedicată marelui poet român din toate timpurile, Mihai Eminescu. A fost publicată în 1964 în revista Mistru. Poezia este o confesiune sinceră, o rugăminte, un testament spiritual lăsat urmașilor, o contopire totală cu zestre spirituală rămasă de la scriitorul nostru numărul 1. În fiecare strofă simțim venerația nemărginită exprimată lui Eminescu prin versuri simple ca textul unui testament. Poezia Legământ este un cult al lui Eminescu, sub semnul căruia trăiește, scrie, meditează poetul. Eminescu este veșnic și mereu vom fi la lectura operei sale, pe care niciodată nu vom cunoaște până la capăt. Fiecare generație nouă va începe să citească, să studieze și va descoperi din nou tot farmicul și frumusețea slovei eminesciene. Dacă nu va ști a o prețui, va rămâne sărac. Citiți și descoperiți mărturisirile cititorului avizat din text. Timpul cărții, timpul cititorului. Știu când o carte e bună. Criteriul este simplu. Ea trebuie să te mute în lumea pe care o deschide. Autorul trebuie să construiască din inteligența, fantezia sau sensibilitatea lui o lume care până atunci nu existase. Iar din lumea aceasta, de îndată ce ai pus piciorul în ea, tu, ca cititor, trebuie să nu mai poți ieși, pentru că centrul ființei mele s-a mutat în lumea pe care cartea a deschis-o, când lectura ei s-a încheiat, eu nu mai aparțin lumii de aici. Cărțile acestea care intră în timpul tău, cu propriul timp, pot fi citite chiar acolo unde ai apucat să le deschizi. În picioare, în mijlocul camerei, lângă raftul unei librării sau la lumina unui felinar. Descoperiți în mărturisirile cititorului avizat din text răspunsurile la întrebările ce urmează. Care sunt criteriile de apreciere a unei cărți bune? Care sunt condițiile pentru a deveni cititor pasionat? Ce impact au cărțile care intră în timpul tău cu propriul timp? Argumentați. Voi ce criterii
luați în considerație atunci când alegeți o carte. Autorul, coperta sau pur și simplu vă lăsați purta de val și riscați. Sunt tare curioasă să aflu. Cred că și profesorii voștri sunt curioși să afle. Fiecare e liber să aleagă o carte după propriile criterii. Poate aceleași, dar privite dintr-o altă perspectivă. O carte trebuie să vă facă să simțiți, să vă treacă prin diferite stări odată cu trecerea voastră prin diferite lumi, să vă facă să vreți să cunoașteți cât mai mult. Chestionați 3 elevi cu privire la lecturile lor recente și completați în caiet tabelul propus. Numele colegului, titlul cărții, autorul, editura, opinia colegului despre carte. Cred că v-ați descurcat. Meditați. Formulați definiția proprie pentru carte. Aduceți argumente. Poate fi cartea prieten sau dușman. De ce? Aduceți argumente în sprijinul afirmațiilor. Cititul este o bucurie a vieții. Cititul este un viciu care nu trebuie pedepsit, ci încurajat. A citi înseamnă a învăța. Nu uitați să utilizați structurile. Susțin că, consider că, țin să menționez că, sunt de părerea că, prin urmare, imaginați-vă că sunteți la un concurs al cărților unde jurizați. Ce cărți ați accepta în competiție și ce întrebări ați adresa autorilor, protagoniștilor, editorilor? Sunt sigură că ați ales cele mai bune cărți. Reflectați asupra cărților, operelor de care nu vă puteți despărți. Prin ce rămân ele pentru voi cărți deschise? Întocmiți o listă de opere studiate cu titlul Cărțile mele iubite, cărțile mele citite. Bibliotecile propun proiecte noi și interesante pentru elevi. Unul din ele este proiectul concurs de lectură cu genericul Bătălia cărților. Vă propun să fiți activi și voi la acest concurs. Examinați anunțul. Biblioteca Municipală Bogdan Petricecu HD, în parteneriat cu Biblioteca Județeană Octavian Goga, Cluj, a implementat un nou proiect concurs de lectură cu genericul Bătălia cărților. Participantul care va prezenta cel mai frumos și argumentat carte preferată și va răspunde cel mai bine la întrebări, va deveni cititorul anului. Cartea care se va bucura de cele mai multe solicitări și va obține cel mai mare punctaj din partea cititorului va deveni cartea anului. În acest context, vă propun să completați fișa de lectură. Titlul și autorul cărții. Explicați în 2-3 enunțuri care credeți că este semnificația titlului cărții. Ce alt titlu ați propune pentru această carte? Care fragmente din carte v-a impresionat cel mai mult și de ce? Argumentați în 2-3 enunțuri de ce v-a plăcut cartea. Descrieți sentimentele pe care vi le-a trezit lectura textului cărții. Menționați cel puțin 3 cuvinte noi pe care le-ați învățat din carte și semnificația lor. Citiți atent anunțul. Alcătuiți textul unei invitații pentru un coleg de clasă la întâlnire cu unul dintre scriitori. Biblioteca Națională a Republicii Moldova a lansat în contextul anului bibliografic 2020 Anul Lecturii, Programul Național Lectura Central, ediția 3-a 2020, care va avea loc în perioada septembrie-noiembrie 2020. Cea de-a doua etapă a programului va include activitate din luna septembrie-noiembrie organizată în biblioteci, campania 10 scriitori, 10 întâlniri
10 localități. Deplasări în teritoriu cu scopul de a organiza întâlniri ale scriitorilor cu utilizatorii bibliotecilor publice. Campania Biblioteca pentru o comunitate armonioasă și de ordine și respect reciproc va avea loc în toate bibliotecile din sistemul național, iar în cadrul ei vor fi organizate activități de promovare a cărții și lecturii. Campania Septembrie nici o zi fără lectură va include lansarea programului bibliotecilor, prezentări, lansări de carte, conferințe, Skype, comunicare în direct cu autorii, cercetători și alți specialiști. Vă doresc succese! Cărțile ca parașuta nu îți vor fi de folos dacă le ții închise. Dragii elevi, vă doresc succese în continuare!